Cum ați fi procedat dacă ați fi văzut un animal sălbatic care se află în pericol? V-ați fi grăbit să-l ajutați? Ce-ar fi dacă v-aș spune că salvarea pentru un animal poate însemna, de fapt, moartea? În fiecare an, din toată lumea, salvatorii primesc apeluri despre balene și delfini care, dintr-un oarecare motiv, se aruncă la mal. Asta însă se întâmpla și în timpurile lui Aristotel, nimic nou. Dar oamenii de știință până acum nu pot să cadă de acord de ce animalele se aruncă la mal. Dar noi, oamenii simpli, ce trebuie să facem dacă observăm un delfin la mal? După logică, ar trebui să încercăm să-l împingem înapoi în apă, nu? În ianuarie anul 2021, pe plaja din Harrison, Mississippi, oamenii au găsit un delfin tânăr, mascul. Bietul animal se zbătea la mal și era într-o stare foarte proastă. În plus, el s-a dovedit a fi complet dezorientat. O situație similară s-a întâmplat peste un an, în ianuarie 2022. Alt delfin tânăr a ajuns pe o plajă din Florida. Probabil că de vină era furtuna puternică, căreia puiul nu i-a putut face față. În ambele cazuri, locuitorii n-au încercat să întoarcă delfinii în apă, ci au apelat salvatorii specialiști, care se ocupă de animalele maritime. Aceștia au venit și le-au salvat viața. Dar pare un pic straniu. Delfinii trăiesc în apă, se simt rău fără apă. N-ar fi mai bine să-i întoarcem acasă deodată? Dar totul e mult mai complicat și interesant. Iată ce spune despre asta Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de animale. Adesea, animalele se aruncă la mal atunci când mor sau atunci când sunt serios bolnave, atât de mult încât nu pot să noate undeva mai departe în ocean sau mare și să-și trăiască viața fericite. Așa, animale au nevoie de ajutor medical, pe care nimeni clar că nu îl poate oferi în ocean. Așadar, delfinul care s-a aruncat la mal va muri dacă va fi pur și simplu întors în apă. Dar dacă va ajunge în mâinile veterinarilor, delfinul va avea cel puțin o șansă. Așa că dacă veți da pe mal de un delfin sau dacă veți întâlni un animal sălbatic într-un loc neobișnuit și nu veți fi 100% siguri în ceea ce faceți, apelați mai bine specialiștii și urmați-le sfaturile. Lumea vă va spune mulțumesc! Și iată un exemplu perfect de lucru a profesionaliștilor. Yen Vo, un biolog pensionat, a observat două căprioare blocate în mijlocul unui lac. Dacă ați văzut vreodată cum se comportă animalele pe gheață, veți înțelege cum au putut să se blocheze acolo. Membrele lor alunecau la orice încercare de a se ridica. De fapt, nu e o situație rară. Dar domnul Vo nu a încercat să meargă de sine stătător pe gheață și să ajute căprioarele care încercau să iasă de acolo atâta timp. În schimb, el a sunat la Departamentul Resurselor Naturale. Gheața s-a dovedit a fi prea subțire pentru a salva animalele de pe mal. Și ce credeți că a urmat? Un pilot de elicopter a decis pur și simplu să le sufle într-o parte. Da, arată fix atât de nebunește precum și sună. Elicea formează un curent de aer destul de puternic pentru a sufla pe oricine într-o parte. Din prima, căprioara a fost cam stresată, dar apoi s-a relaxat și a început să alunece spre mal. Nu știu dacă animalelor le-a plăcut această experiență, dar pilotul le-a salvat de la moarte. Cât ar fi supraviețuit mama și puiul pe gheață? Foarte probabil că nu mult timp. Deși, uneori animalele surprind prin longevitatea lor. 4 întreg și 5 metri de furie. Acest animal în anul 2016 cumva a rămas blocat într-o anvelopă de motocicletă. Până acum nu e clar cum s-a întâmplat asta. Poate anvelopa a fost o parte dintr-o capcană sau poate niște gunoi în care prădătorul s-a băgat întâmplător. Oricum n-ar fi, crocodilul cu colierul ciudat a fost observat în anul 2016 în Indonezia. Și de atunci, o mulțime de oameni au încercat să-l salveze. S-a dovedit a fi o muncă prea grea. Un prădător uriaș, foarte periculos și poate că reprezentant al unei specii pe cale de dispariție. Nu, dacă vă gândiți la ceea ce mă gândesc și eu, crocodilul nu putea fi temporar adormit, anvelopa să fie scoasă și apoi să fie eliberat. De ce? Pentru că putea înota mai repede decât avea somniferul să funcționeze.
Pe scurt, aveau nevoie de un profesionist adevărat, care ar fi făcut față unui crocodil matur fără somnifere. Ei chiar au și propus recompense. Da, au existat pretendenți, dar abia în ianuarie 2022, adică peste 6 ani. Gândiți-vă doar o secundă, 6 ani întregi cu anvelopa pe gât. A apărut el, un bărbat de 35 de ani care se ocupa de prinderea păsărilor și comerciant, Tilly. Da, știm doar prenumele lui. El a decis să salveze reptila. Avea experiență în prinderea animalelor domestice care fugeau de acasă și asta s-a dovedit a fi de ajuns. Peste 3 săptămâni de așteptare și încercări, crocodilul a fost prins în capcană. Cu ajutorul a 2 prieteni de-ai săi, Tilly a scos crocodilul pe mal și a tăiat cauciucul. Apoi, localnicii au apelat Agenție de Protecție a Animalelor Sălbatice, ca prădătorul să fie întors la viața lui normală de crocodil. Dar cum să procedezi atunci când în jurul gâtului animalului e nu doar o anvelopă, ci un copac întreg? 2 ursuleți în Wisconsin au intrat într-o scorbură și au rămas acolo. Se întâmplă, desigur că. Puii de urs emiteau niște sunete ciudate, de parcă plângeau. Evident că aveau nevoie de ajutor. Aceste sunete au atras atenția unui localnic. El a sunat la departamentul șerifului, iar de acolo deja au luat legătură cu cei de la protecția mediului. Ei au trimis la locul de față 2 specialiști. Subliniez că au lucrat specialiștii. Dacă veți da de niște ursuleți într-un copac, nu trebuie să-i scoateți de acolo de sine stătător. Dar cu acești 2 pui totul s-a dovedit a fi mult mai simplu. Oamenii pur și simplu au tăiat o gaură în copac și s-au dat la o parte. Ursuleții presărați cu așchii au ieșit rapid din copac și singuri au fugit în pădure. Probabil că își făceau griji ca mama să nu afle. Dar haideți să fim sinceri, specialiștii nu mereu au cum să ajute toate animalele care au nevoie de ajutorul lor. Și în Bulgaria, localnicii au reușit asta independent. În anul 2018, temperatura a scăzut foarte tare, vânturile puternice și viscolele le-au luat pe berze prin surprindere. În zbor, aripile lor s-au acoperit cu gheață și au fost nevoite să petreacă noaptea nu în copaci, ci direct pe pământ. Desigur că atunci când afară e minus 3, decizia de a dormi pe pământ nu e chiar una bună. Oamenii au luat păsările înghețate acasă, ca acestea să poată să se încălzească și să mănânce. În centrul de reabilitare a animalelor sălbatice, pe oameni au rugat să nu ia toate berzele la rând, ci doar pe cele care se află într-o stare foarte rea, rănite sau cu aripile înghețate. Pe oameni i-au sfătuit să elibereze toate păsările salvate cât mai rapid înapoi în natură. Lupul blana își schimbă, iar năravul ba. Îndată cum au început să se simtă mai bine, berzele au început să-i badă pe oameni cu ciocul lor. Să iei o barză înghețată din câmp și să o duci acasă, dacă sincer, nu e o sarcină prea dificilă. Ce ziceți dacă veți da de o rață înghețată în gheață? Nu pur și simplu, ci cu picioarele în sus. Da, rațele pot să-și țină foarte bine respirația, dar toate au o limită. Lars Langoy a observat o pasăre într-un lac nu departe de Oslo, chiar atunci când planifica să se scalde, în decembrie, în apa super rece. Anyway, Lars deja se dezbrăcase, așa că s-a băgat în apă, a spart gheața și a scos biata rață la mal. Dar pasărea nu dădea niciun semn de viață chiar și după ce a ajuns pe uscat. De aceea, bărbatul a efectuat o resuscitare cardiopulmonară, unei rațe. În orice caz, rației asta chiar i-a ajutat. Ea și-a revenit și, legănându-se, a fugit. Mai târziu s-a dovedit că e o specie de rață care se hrănește de pe fundul lacului. Deci nu e straniu cum a rămas blocată în gheață într-o astfel de poziție. Iar acesta, doamnelor și domnilor, este șobolanul care a încercat să iasă prin canalizare, dar nu a reușit, fiindcă era cam gras. Animalul literalmente plângea. Angajatul grupului de salvare a animalelor n-a putut face nimic, așa că a chemat pompierii. Acum imaginați-vă, la locul de salvare a șobolanului grăsuț sosește mașina de pompieri cu tot echipamentul și pompierii îmbrăcați la 4 ace în uniformele sale. Minim 8 pompieri înconjoară șobolanul pentru a evalua situația. Au folosit niște echipament special și toți împreună, 8 persoane, eliberează șobolanul din captivitatea fierului. Cu un sentiment de optimism că animalul și-a învățat lecția, salvatorii l-au întors înapoi în canalizare. Șobolanul nu a avut de suferit.
Dar dacă vouă, ca și mie, vi s-a părut că 8 pompieri pentru salvarea unui mic animal este prea mult, iată altă istorie. În orașul Stonewall din Anglia, jumătate din teritoriu a trebuit să fie lăsat fără curent electric pentru a scoate o pisică de pe stâlp. Pisica pe nume Gryffindor cumva s-a cățărat pe stâlpul electric. Stăpâna ei a înțeles că nu o va putea singură da jos, așa că a chemat pompierii. Însă scara lor era metalică, ceea ce reprezenta un risc dacă avea să fie lipită de stâlpul electric. Iată, au și fost nevoiți să deconecteze jumătate de oraș de curent electric. Pentru salvarea lui Griffy au fost necesari 5 pompieri și 3 electricieni. Totul s-a terminat cu bine. Probabil că nimeni nu se cațără atât de a naibii de sus ca pisicile, am gândit eu și apoi am văzut acest video. Un raton care s-a urcat pe o plasă a unui club de golf, la o înălțime de 20 de metri, și normal că s-a blocat acolo. Îndată ce salvatorii s-au apropiat de animal, acesta a încercat să fugă. Se pare că lui îi plăcea locul în care a ajuns. Noutatea rea e că animalul a căzut, dar noutatea bună este că a aterizat tot pe plasă. Însă iar noutatea rea e că a încercat din nou să se urce în sus. Bine, bine, probabil că pur și simplu căuta ieșirea. Într-un final a trebuit să fie prins ca un fluture. Nimeni nu a avut de suferit, salvatorii și-au făcut treaba și animalul a fost trimis la veterinar, după care peste câteva zile a fost eliberat în sălbăticie. Parcă văd cum fuge și se gândește. Urăsc golful, nu mai pun laba în clubul vostru! Dar ce fel de istorie despre salvarea animalelor fără nicio istorie despre prietenie? Xavier Bougie, un pensionar francez, a observat un pui de porumbel aproape că gol, care a căzut din cuib. Pisica avea de gând să mănânce puiul. Bărbatul nu se gândea să-l ajute, dar când s-a întors acasă și a povestit totul soției sale, aceasta a întrebat, și de ce nu l-ai ajutat? Xavier îndată s-a întors și a adus puiul de porumbel acasă. Jumătate de an l-a hrănit dintr-o seringă și, prin urmare, și-a făcut un prieten cu aripi. Deja de mai bine de 2 ani, porumbica pe nume Blanchon își urmează omul peste tot. E o relație frumoasă, bazată pe încredere. Prieteni, iată, acesta a fost episodul nostru de azi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou și ce v-a plăcut în episodul de azi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!